vreau să vă spun așa, că dăm startul unei noi rubrici, nu oricum și nu oriunde, ci la volan cu vedetele. Cine va fi plimbată? Colega noastră, Denisa Biță, doar ea știe cel mai bine să descoase vedetele. Iar prima care sparge gheața este Lena Enache, soția fotbalistului Gabi Enache. Hai, demarăm în trombă? 3 și băgăm viteza 1! Lena Enache are o personalitate puternică și la fel de puternică este și mașina pe care o conduce. Eu sunt fan jeep-uri. Cumva aș alege întotdeauna jeep, dar îmi plac și mașinile mici sport pentru viteză, dar acelea conduse doar când sunt eu cu Gabi, fără copii, 100%. Să fie cumva o a doua mașină. Exact, da, 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 o a doua mașină. Dar vei vedea acum la ce ne gândim pentru această vară. Ne dorim foarte mult o vacanță cu mașina, să plecăm în Grecia. Cred că în Grecia, doar noi doi, cu o mașină sport. Am plecat de foarte multe ori cu mașina pentru că, nu știu, nouă ne place să ne și oprim de foarte multe ori când plecăm, facem drumul așa din prima, să spun. Și mașinuța asta, sărăcuța, și-a făcut și-a meritat fiecare bănuț. De când a devenit mămică, viața Lenei s-a schimbat. Și deși este o împătimită a senzațiilor tari, blondina are mare grijă la viteza cu care circulă. M-a ferit Dumnezeu și mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit. Mai ales de când am copii, sunt super atentă și nu merg cu viteză, mai ales când sunt cu ei. Nu. N-am avut probleme, n-am avut incidente. Când vine vorba de dezamăgiri, și Lena a avut parte de câteva situații marcante. Nu mă așteptam și acum mi este destul de greu să accept că a putut să facă aceste lucruri. Această persoană avea și cardul meu, avea cheia de la casă, adică aveam foarte mare încredere. Nu mă așteptam, dacă era să-mi spună cineva, bagă mâna în foc pentru el, eu băgam mâna în foc pentru el. Și atunci e cel mai crunt. Știi vorba aia, la cine nu te aștepți? Exact. Cam așa se întâmplă. Ați reușit să mai recuperați ceva din pagubă? Să nu, mai rezolvați ceva? Este procesul pe rol, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Pentru moment nu știm nimic. Lena ne-a prezentat în exclusivitate care este noua bijuterie pe care a achiziționat-o. Mi-e place cum se aude și cum arată la exterior. Restul... Ei bine, care e valoarea acestei mașini? În jur de 90.000. Oh! Nu este nici foarte scumpă, nici e perfect. Ce motor are această mașină? 3900, în jur de 4000 pe acolo. Wow, și câți cai? 522. Wow! Deci este o extremă, cumva, de la 265 cât am eu la mașina mea, la mașina asta este. Ești pregătită? Ia să vedem. 2, 3... Oh, wow! Mă simt deci ca la cursele de mașini. Wow! Nu știu eu, că e aici un șmen, așa, când o accelerez, să se audă într-un anumit fel. Da, eu accelerez după bunul meu plac și urechea mea muzicală. Este un design mai aparte. Nu este clasic negru, mm-hmm. Și chiar arată foarte bine.